Bună seara, stimați spectatori ai televiziunii române. Cu bucurie astăzi vă îmbrățișez în numele Sfintei Treimi. O binecuvântare de aici, din Sibiu, care este un oraș pus sub sigla, dacă vreți, Sfintei Treimi, bisericile mari ale Episcopatului Luteran, a Episcopiei Catolice prezente în oraș, prin Catedrala Catolică de aici, în oraș, și fără îndoială, mai cu seamă, Catedrala Mitropoliei Ardealului, care este pusă și ea sub autentificarea Sfintei Treimi, dau orașului acest profil al treimii cele de o ființă și nedespărțite. Poate că în felul acesta înțelegem cât de important a fost pentru trecutul românilor ardeleni prezența acestei sărbători, acestei prăznuiri, și cât de important a fost atunci când Andrei Șaguna, mitropolitul, astăzi Sfântul Andrei Șaguna, a hotărât ca hramul de preț al mitropoliei să fie acela al Sfintei Treimi. Suntem sigur într-o prăznuire pe care nu putem explica, de fapt, în cuvinte, și faptul că astăzi avem și nașterea Sfântului Ioan Botezătorul ne învață odată în plus cât de important este să înțelegem cum se developează în parcursul istoriei, dacă vreți, prezența Sfintei Treimi în mijlocul poporului Israel și cum trece această developare prin oameni, prin propovăduire, prin rugăciune, prin doxologia aceasta cotidiană de la templu și apoi din fiecare colț al lumii locuite, pentru a identifica prezența Sfintei Treimi în viețile noastre. E ziua Sfintei Treimi nu doar pentru cei care cred în ea, ci și pentru cei care nu cred în ea. Este ziua Sfintei Treimi ca o cupolă de protecție și de bucurie asupra întregii lumi. În fond, astăzi este ziua în care prăznuim Creatorul, Proniatorul, Mântuitorul, deopotrivă purtătorul de fiecare dată în căușul palmelor sale a vieților noastre. Mi se pare atât de important încât oricât de prețioase ne-ar fi cuvintele, ele rămân sărace. Pe de altă parte, avem și această prăznuire a Sfântului Ioan Botezător într-o lume care, vedeți, este tot timpul în alergare, în zgomot foarte mult, în căutarea aceasta unui ideal de fiecare zi. Sfântul Ioan Botezătorul, cel care prin vederea la Iordan a Mântuitorului Hristos, auzirea glasului și vederea Duhului Sfânt pogorând peste chipul și imaginea aceasta a Mântuitorului Hristos, peste realitatea întrupării din Iordan, vine să ne confirme odată în plus că treimea este alcătuită din Tată, Fiu și Duh Sfânt și acestea trei una sunt. E important pentru noi să înțelegem că toată zbaterea lumii moderne, tot zgomotul lumii moderne este împotriva liniștii pe care treimea ne-o aduce la îndemână. Nu e ușor. Poate ar merita să spunem și că ea românească, a cărei prăznuire astăzi o facem la oaltă cu celelalte bucurii, este veșmântul prin care poporul și-a închipuit întotdeauna întâlnirea cu treimea cea de o ființă și nedespărțită. Copii fiind, apoi adolescenți, adulți, oameni trecuți prin viață și bătrâni plecând spre Împărăția lui Dumnezeu, înveșmântarea în haina de lumină a neamului tău înseamnă de fapt că mergi la Hristos cu gândul deplin al iubirii față de țară și față de cer. Mâine este o nouă zi.